România a anunțat lotul lărgit pentru turneul preolimpic din Muntenegru. Din el fac parte portarii Iulia Dumanska, Stelcemer Râmnicu-Vâlcea, Denisa Dedu, CSM București, Ana Maria Măzăreanu, Mina Urbaia Mare, Diana Ciucă, SCM Râmnicu-Vâlcea, extremele stânga, Nicoleta Dincă, Gloria Bistrița, Ana Maria Iuganu, Gloria Buzău, Ana Maria Tănăsie, Măgura Cisnădie, interii stânga, Cristina Zamfir, SCM Craiova, Cristina Neagu, CSM București, Alexandra Severin, HC Zalău, Bianca Tiron, HC Dunărea Brăila, Raluca Petruș, Gloria Buzău, Sabrina Lazea, HC Zalău, centrii Elena Dache, HC Dunărea Brăila, Andreea Popa, Mina Urbaia Mare, Laura Pristăvița, Gloria Bistrița, Andreea Rotaru, Gloria Buzău, Ana Maria Țicu, SCM Craiova, Mădălina Zanfirescu, SCM Râmnicu-Vâlcea, interii dreapta, Alina Ilie, Gloria Buzău, Ana Maria Savu, SCM Craiova, Anca Polocoșer, Mina Urbaia Mare, extremele dreapta, Laura Moise, CSM București, Sonia Seraficianu, Mina Urbaia Mare și pivoții Crina Pintea, CSM București, Lorena Ostase, CSM Slatina, Teodora Popescu, HC Zalău, Dana Abed-Kader, HC Zalău. Programul turneului preolimpic, 20 martie de la ora 18 România-Thailanda, 20:30 Muntenegru-Norvegia, 21 martie de la ora 18 Muntenegru-Thailanda, 20:30 România-Norvegia, 22 martie de la ora 17 Muntenegru-România, 19:30 Norvegia-Thailanda. Per Johansson și Adi Vasile au anunțat lotul de 18 handbaliste cu care vor aborda turneul preolimpic de la Podgorița din perioada 20-22 martie. În grupa din care face parte și România, Muntenegru va debuta împotriva Norvegiei, iar cu tricolorele vor juca în ultima zi. Adversara a doua va fi Thailanda. Față de lotul cu care a jucat la Mondialul din Japonia, cei doi tehnicieni au făcut mici schimbări. Bobana Klikovac, pilotul de la SCM Craiova, face și aparte acum din lot. De altfel, din Liga Națională sau Liga Florilor sunt selecționate numai puțin de 6 jucătoare, practic o treime. Portarii Marta Batinovic, SCM Râmnicu-Vâlcea și Ljubica Nenezici, Gloria Bistrița, extrema dreaptă Diana Uișchici, Măgura Cisnădie, pivotul Bobana Klikovac, extrema stângă Itana Gribici și interul dreaptă Andreea Klikovac, ambele de la CSM București. Nu lipsesc din lot vedetele echipei Iovanka Radicevic, Katarina Bulatovic, Maida Mehdovic, Durdina Iauković sau Milena Raicevic. Primele două echipe se califică la Jocurile Olimpice 2020.